Concursul Național de Geografie la Școala Cuceas s-a bucurat și în acest an de o prezență numeroasă de elevi din 19 județe ale României. Competiția care se adresează elevilor din clasele 5-8 care își propun obținerea unor rezultate bune la etapele superioare ale olimpiadelor din acest an ne-a adunat aproape 1300 de copii care au pășit cu încredere în clasele unității de învățământ din Râmnicu-Vâlcea. La eveniment prezentă Steluța Dan, inspector general pentru disciplina geografie din partea Ministerului Educației, alături de Andra Bică, inspector general al Inspectoratului Județean Școlar Vâlcea și alți inspectori de specialitate și profesori de istorie și geografie. Bucură în primul rând și este o certitudine faptul că înseamnă că lumea a căpătat încredere în acest concurs, în modul de organizare în primul rând și de desfășurare, fapt pentru care trebuie să mulțumim în primul rând gazdelor care au demonstrat de fiecare dată că într-o singură zi se poate organiza un concurs de o asemenea amploare. Gândiți-vă că la fiecare dintre olimpiadele noastre naționale, fie că e geografie, fie că este istorie, avem maxim 220 de elevi. Ori acum, astăzi avem 1300 de copii. Deci câte olimpiade într-o zi desfășurăm. Aceasta implică însă o organizare impecabilă, înseamnă ca toți să ne încadrăm într-un program strict. Subiectele am încercat ca în fiecare an să le facem de maniera de a fi cât se poate de obiective, în așa fel încât să nu fie mult de nici de scris, dar nici de interpretat, să dăm naștere la interpretări. Deci am încercat să avem această condiție și anul acesta pentru realizarea subiectelor. Sper să nu fie probleme. Eu le-am transmis acum la toate clasele că îi las un sfert de oră să se familiarizeze cu subiectele și mă duc din nou la toate clasele să vedem dacă au neclarități, probleme, să lămurim. Subiectele rămân la copii, numai dacă rămân până la finalul concursului sau cu cel mult, eu știu, 10 minute, un sfert de oră de încheierea celor două ore. A fost simpatic, de asta spuneam colegilor, a fost simpatic un copil de-a cincea. După ce am explicat asta, m-a întrebat dacă pleacă cu subiect. Eu am spus că da, dar numai dacă rămâne până la final, un sfert de oră, ce v-am spus din asta. Și a stat el un pic așa și dacă termin după o oră și 40. Peste 1000 de elevi din 18 județe din țară, cu noi 19. Este un concurs de succes, aș putea să spun. Este un concurs aprobat de către Ministerul Educației. Deja avem o tradiție în țară. Să știți că avem căminul de la Colegiul Forestier plin, pentru că acolo sunt cazați copiii. Chiar un interes foarte crescut. Avem și elevi de la Suceava, de la Iași, din toate colțurile țării. Ne bucurăm că avem acest impact asupra elevilor și profesorilor. Ne bucurăm să fim gazde și sperăm ca rezultatele lor să fie pe măsura așteptărilor. Acest concurs este și un fel de pregătire pentru olimpiadă. Aici încep să se trieze copiii pentru olimpiadă și așa trebuie să fie un concurs. Până la urmă trebuie să îi premiem pe cei mai buni. Astăzi suntem la o școală de renume, de elită din județul Vâlcea, la școala Tachionescu și doresc să le mulțumesc pentru găzduire. Sunt organizatori impecabili. Mulțumesc doamnelor director Soare Florina și lăcrarul Laura. Ca de obicei sunt niște gazde foarte bune. Ne bucurăm și de prezența doamnei director general Steluța Dan din Ministerul Educației și sperăm să fie o zi reușită atât pentru profesori cât și pentru elevi. Premianții vor fi recompensați la finalul concursului cu diplome, cupe, cărți și cu alte surprize oferite de organizatori.